Bine e stabilit la Sarada, prinția mei a venit din zona Frașii și Moscopului. Eu mă cheamă Panu Bacali, Corinul Rose, azi e Șcava. Eu vă zgrestu, ti casa mea, știi, eu era tot Armenia și, cum zicem, Armenia și România, zicem noi, am venit la Saranda. Scala este un număr de la turci, la 1400 și ceva, și mai vedem că Scala este, cum să zic, un hor, sat, cum zic, țiarii dau șcambi, scară, scară, zic, și turcii, zic, avea din perioada turcița Iskelar. De la este nume Iskelar, s-a aflat documentele vechi de turci și a stum să candara bănătorie, țara bănată, armeni cu chilivrii, de la 1400. Că grimază că Armenia, tu nu tu Balcani, tu Moscop le la de la 980 și până la 1200 țin ținau. Și se știm că ne fapte Moscopul. Și Armenia ordona dit Moscopule, știi, era trei, cum să zic, trei bănători de alorțe, cu era corpuri de alorțe, bănă, cum să zic, mă sunt de maș manclo, era zona Gumenița, Vuvuza, avea zona Șcala, Zara, zona, cum să zic, cum bănaie tu cu limile lor. Și mă snidzem la istă situația, la istă loc, tu isi defterele a Turțului, și Nicolae Iorga le-are aflată tu arhivele, mă mancolo, și le-are spus că Iskelar este Șcala. Șcala este și mă apropa este Psi, mendul. Apropa de Amara Ionică la Corfuz. Mai apropa acolo. Mai sus, îi zic, Cingel, era a României și tu defterele din Turcie, se spune așa, că este bine și a spune, cum se mărta un de lant și cât om era. Omi și cât ora, omi, cum se zic, aici le-am cântat, și de mult istorian și arheolog. La zona noastră e Iskelar, ți zic, e Șcala, ți amas vezi azi amfiteatrul din Butrint, zona arheologică în Albania, este aproape de 10 km de la noi. Acolo e faptă, tot amfiteatrul din Butrint, de acolo este era una guroră, cum să zic, antică. Ți se scuta șcâmbrii, o să se scuta șcâmbrii, ți se fița amfiteatrul de acolo. Și zona mai sus, suntem mai cima de Conispol. Conispol vine de la o zonă, se zice Conispol, ce are multe icone, și mai cima era Băluci de Armani. Au trebuit la 1400, noi eram acolo. Și m-am și cu zona Grecie, ce sunt apoi Armani, aproape de Marea Ionică. M-am colo în zem Xamil. Xamil era bănător, toți arămâni. Mai vedem ce și scântăm. Ne zicem la Institutul Cultural azi. La Italia, poți să află documentele că arheologul Luis Maria Ugolin, la 1916, venea la amfiteatrul de Butrint, la zona arheologică de Butrint. Vedem acolo și cu fotografii avem. Când seara ți-ar venit Ugolin la Cioanta Saranda, știi? Ar venit cu un varcă și a nesă la Xamil, eu avea ișul de Xamil. Mă tot ișul de Xamil era bănător de arămâni, știi? La Xamil azi e un oraș, cum se zic, un căsăbă mare, căsăbă mare, ți este cu mulți, am fost de mai mult, cu turism. Tot acolo, la 1900, aracolo arămâni. Seara ți-ar venit Ugolin acolo, aici zborul zic, nu ca istorie, ma și la cărțile de arheologie și profesorul
mai mare nostru, Δήμος Θέμπουτινα, έστει Δήμος Σκόπουλε, mai mare profesor ce a scos Albania, de arheologie și vedesită de arheologie, tu Mosca, el spunea că ața seara ți-a venit Ugolin și Ugolin a scărată și cărțile. Azi se află este cărțile la, la Institutul Funcționă Cultural Italian. Ar să vezi că cărțile sunt și fac și fotografii, multe bune fotografii. Și că mi-e greșeam pe dialectul și pe român și amestec și îmi dau zboare de română, știi? Apropa este un limb este. Zicem ți și el spuse ți seara am zis căine și am zis zborile, zborile vechi a românilor, că mă zbor cu una uș, o să un pap de anul, o să supunic un dițen prin parvana, șmuierele, gra noaptea ei avea candilele aprese de cu gaz noaptea și țerele așa. Și ei vinea cu barca, ta se intra mai și sufla un vint. Se vinea un vint din Corfu, ce Corfu de la zona este un miliu. Și vinea vintul și când vine vintul, ariră oile. Oile ce ținea ei ariră, cum se semne, fuziră, mânclo. Și de când fuziră, salzară de la mare, se va boți. Acolo, profesor și arheologul Ugolin cu echipa lui, te-a colegii la Buthră. Și s-a vzare cânia. Și el când a vzat este zborile și cu zborile s-a vzat și cu boțile s-a vzat, zicea că ești la, dacă ești ceva la răul Tiber, eu era faptul romă, zicea, mai este să scărate, eu ești. Și ei zice, ce ești, zice, tu, Albania ești, zice, apropo de Grecia, zice, nu, zice, bine ești la Tiber, că au avut cânie molos, zice, cânie molos, zice, și ceva rămânește, zice. Și el avză și ei avzară și înșeară cu și frația noci, frația noci și el dața seară zăsiți picurare seara cu adunare căie și ei să pune la un echilibre pentru că se vidu și dimineața puțin la bătrân și după el îi luă mucitor cum se ține a să lucra cu neș, mai de să aici ne lucte noi. Noi poți să suntem echilibri de nu poți bine emoții, că ori multe țințare, zice, mușconițe. Și poți să tema o, cu chilivile, zice, și cu oile să ajutăm. Acara, acu era un ficiornic, știi? Ficiornic. Zic, și duța apa o goli, nidza, manclo de zara. Manclo de zara era o zonă cu 4.000 de aromi de chilive. A țara zona mai mult. De acu ar fuzită, zona ma, cum să zic, tot Albania, ți-ar fuzită, cum să zic, grupă Fășoroțul, dar apoi era plecată, manclo de regima totalitar, si mai în veroșă și băgă pușcărie, îi băgă hapse, era zona mai mare, coți. Și ne zi-a luat la țel izurap și a dus la Ugolin. Și a zis ficiorul, avea de țele pupuțe. Și el a luat ficiorul și l-a băgat acolo și el avea, ficiorul avea un fustanele ca romache și pupuț ca romache. Costumul, geamadan, avea un sap ca romache și aici le avea așa. Și zis, am să fac un romac, a zis. Și l-a luat și a băgat un miel. Miel. Azi mă să vezi la Institutul Cultural Italian, poți vezi mielul, dar duc o sficiorul, faptul de Ugolin, tu istoria Ugolin, 1926, suveți. Și suveți sficiorul, când o vezi așa, zic, usibă un romac vechi. Vedeți că ții stranile noastre cum este cu romanismul și cum se aproape. Interografie, mă scute. De apoi, venem la Lecurus, în ziană, la Saranda, eu mulți ar rămâne de acoții și are și stămărie acoții, are neseară, fuzită un corpus. Corpus. Venim în clor, după armei fuziat de aoții și niza toată zona de Saranda și știți că primarul din Saranda, primul primar din Saranda era Arman. Și la Girocastra. Noi locuim Saranda, locuim Șcala, acolo sunt Horlițara, sunt metoci, sunt, cum se zic, cu, și Baicai, Delvina, cum se zic, dau horă, ți azi sunt vânător de Manclo, Manclo, ei era, cum se zic, cu ma majoritar, cum se zic, cu ma mulțe, dar apoi se vine din lucrul turismului țarmitor. Bine, vezi că și la Saranda se află și Casa Iorga, și știți voi ce Casa Iorga. Și Casa Iorga,
știu cum sunt așa Iorga. Bine, este așa președinte la Fundația Iorga la Saranda și le știm toate activitățile noastre. Mai bine spun mai multă istorie ti, a României, știi așa. Aici să știi. Armenia fu zia și ne zia în zona Frașă, zona Dangălii. Zona Dangălii și Frașă este zona, cum spunea papăie mea și mi se tot aproape de papul meu, papul meu lângă papul Ceau, cu patru sură, și el avea multă legătură cu familia Bălamaci. Vă să zic, papul meu, când se stabilizi Corcea, după fuzi înapoi, mori și avans al țăr, cele mai niște fuzire, Saranda, alăga, cum alăga, sunt în România, și zbura tot în Frașă. Nu poți să duci asta Frașului, Moscopole. Noi zicem Moscopole, Voscopoia, zicem noi, că era un centru comercial și era un centru ce avea academii și de dat tot așa. Mă niste și omii mai joi, mine sfășărot. Și din sfășărot, dis de Moscopolea. Mama mea este din Boboștița. Boboștița e hora și știți, este sacul hora al Victor Estimit. Este de familie, al mama mea, familie mare. Și mare, mare ți-ar dat pentru romanism. Și ma să vedem că ne-a plecat, noi funcțim tot din la Frașă, că Frașă avea un simbol. Simbolul nostru era, Papalambru Bălămaci. Ți-ar dat, este, noi știm toți pe Papalambru Bălămaci. Dar zona în Saranda avea pituri. Ți-ar lea părțată. Tu cum avea omii averi, se părța și grupele a românii ți s-ar stabilizit. Frășăroția era tot na omii, cu toți prați, mai mulți prați, avea mai mult, era celenic mai mare și Moscopolian era mai integrat și mai grecoman. Mai grecoman. Și nu poți zicem că ei nu știau ni limba. Mai era mai civilizat și așa. Frășăroție, ți avea și capitalul mai mare. Nu că nu erau oameni știți, mai omii era mai îndrepți și fuzia totăna cu dreptata, cu căruța și cu romanismul. Cu romanismul. Ma să vedem că cum zborile pe armânești, ma că este un român, și un italian și un aromân, zicem că aromânie, grește limba latină veche, mai gine aromânie, dit frașă, azi glim, ne zicem la un hor de prămet și azi toi stan, ne zicem și acolo să vedem latiniștea cea veche, să grește tu casele lor. Aista este așa. Și italiani azi zic ție aista. A italiani zic ție aista. Cu ce a România, bun, a ței veche, grezi latinismul azi, o grezi limba veche, știi? Și se viagă. Dar bă, ce să zic mine, ție? Toate lucrurile vine pe naco, ți armăi cum se stabilizează și cum intră influența greacă și cum intră influența românească, ți cu școlă îți ajută România, ajută tu mulți ani și vine pe naco, ți tot este contradită cum zăca ușa în uțe veche, vine când, din 1800 zați zăca armăinții, când era un traseu, să zic, a României dit Selanic, că zona din Selanic, toată zona dit farsă la Larisa, cum se zic, Mețova, Ianina, a o zonă de plănătorile a României, cu zic, Vlahia Mare, zic, toți a României. Și îi spunea tot, mă să știți voi că ca e statul nostru, a România vorbea așa, cum se zice, nu că știu, vorbea tot despre România. Mă să știți voi care e statul nostru, că astumsa, după 1800 zații, Selanicul trecu pe greci. Și acum s-a spasă toate raportele și de trectați de cele anițe frășăroți. Dar ce frășăroție căftară mă mult romanismul lor, că avea și Grecia nu i-a lăsat, va-s-i asimilia. Și la biserică, mă multă fețele la biserică. Și Armenia a fost zile că prinția mea a nesă și fufusă și Greția și nu afară ceva a coții, se spasă raportele tu business, ați coțul business avea, că Greția va se fița
fiindcă avea mare influență și ca număr și ca majoritate era mai multă România. Și Grecia va se intra nu cu politica lor, cu strategia lor, ta se asimilea și lua și averea lor, știi? Și astum să ne decu să sparse, că la perioada otomană noi aveam raporte multe cu ca noi, Turcia era, pe noi era tamam european, era un sat ca europeani. Că cum vedem noi azi, turcilor de azi, că Turcia, noi ne-a ajutat mult, tot ce că fuzia celenicție a României, fuzia din Curceau, nița Lușnia, nița Durus, nița aproape de Elbasan, nița aproape de Vlora. Vlora este un mare oraș și s-a aproape Selenița, 4.000 de vânători a români și apoi are hore la ei. Acolo este, cum se zic, hore al venit din Moscopole, de Davița Lenița. Și toate lucrurile a României și cum ar venit pe nază, mine zic că a România nu poți să intre ninte fără romanismul ale României, deci are un umbrelă, și tu talante probleme ce scolă un șalant, sunt probleme politice și influențat de statele alte, ta se li bagă așa că a României sunt tu Balcan, se zic și lăsăm la toate locurile, și la Iugoslavia, și la Bulgaria, și la Albania, și la Greț, cu și la Croația, și ai greșit una limbă. Alanți, ți intru tot, că ai un problem ce mine, cu un român, mă ducesc mult din aproape la 80%, că e un dialect. Dialectul și că dialectul se aproape cu limba română. Un ți dă ținu așa are interesele lui, interesele de un stat alt, interesele politice, geografice, interesele diplomatice, interesele statului respectiv, ta să facă influența pe acel minoritate. Azi noi venim pe Europa, noi venim ca oameni să viață și o cultură veche vă se viagă și noi limba noastră avem te dau unii de ani, să văd eu, mine stine aproape de 54 de ani, și știm limba le mamă și le da, și al papu, știi? Și la ficiorul meu, o zgrasă, este limba. O zis tine că vrea școala, școala se vrea. Ca și stat, nu le da, este ca vrea să facă influența lor. Vrea să facă influența lor. Toate sunt arădere, ce fac. Grecia fac arădere. Și Bulgaria fac arădere. Și albanezii fac arădere. Tot state fac arădere. Cum se zice, aici și tu, noi zicem și tu, ne zicem și tu, pito, că se bele cele mari și omia cei vechi, veți fășoroți, ca e diferența, fășoroți nu e limba. Moscopolianii sunt, nu avem ceva cu moscopolianii, că și moscopolianii sunt frații ai noștri, adică ei sunt mai integrat, ucer limba. Cum se copie, ficiorii noștri nu ucer limba. Fășoroții sunt naționalizi a cei mai mare pentru limba română, în Fărșoroția. Mai nu zicem și moscopoliană. Moscopoliană va tedră tot Balcanul, mai ei, nec de azi, te azi vezi moscopoliană tine, nec arhiurit toată limba. Nec la Corce, azi toți sunt din Moscopolia, arhiurit toată limba. Toți Fărșoroția o viagă limba. Că ei era răzătina, cum se zic, ali Calea Ignatia. Era răzătina, cum se zic, era colona și ei au învățat toată limba. Nu că era pe mulți. Ma, tu Moscopele băgare, ceva, mine zic băgare, ara bisericile băgare, ceva modernă, ma azi, cum grimază, tu ce rol de azi, sunt ca o icoană, Moscopele și casele sunt sărăpate și biserici sunt sărăpate, sunt. Ma grimază că care uveagă limba, că un popor se identifică de limba și de cultura lui, știi? Și un om ce este modern și se modernizește și ia cultura vroiat, cere de cultura bază. Cultura bază, cultura ți vrea omul, este cultura de mamă și de dată și de uini. Că ți cultura americană, am cultura de mamă și de dată și ți limba și de uini. Avem moscopoleani, noi azi, ți ies de Moscopole, se vorbește limba italiană, germană, și vorbește limba greacă și albaneză și limba română au răhirut. Aici este diferența și diferența altă ce este cu fășoroții, că fășoroții a ceva. Sunt una de toți și toți de una. Vedem azi fășoroții de piperă. Sunt una de toți, tuți români și tuți macedonă română. Sunt toți de un și unul de altul. Sunt tot. Și mă, to este grupurile mai mult,
cum vede în mine, altceva moscopolian, mai mare, bază mai mare, 70% sunt fășoroți. Dar se integrează și. Despre familia. Familia mea este venită de Frașă, cum spus, mai înainte. Ditmos, mama de Moscopole. Mama e Bogoștița. Avea papo meu. Papo meu de mama, știi, era un bărbat cu mustațele măr, așa cum se zic. Era mult, cum se zic, autoritar. Se spune în istorie că asumsa în românii când se arăchea țița, se arăchea de la unul situat de altă, și el, când se aduna pe cutar, ți bea ceva răchiu, rachiu, se făcea un cutar cu tende, băga ferecă, era un ceva, un așa ca ferecă de țamnuții, stampade, se ta ca un, cum stau pe un pat acasă. Și băga mesarele în pade și băga răchii și care friptă de sulă. Se aduna oameni, se făcea carne friptă și bea. Și el era mult autoritar și când bea rachiu și la familie, și autoritatea era mult în limbă, că să nu greșea limba. Dadea mea era de familie, cum să zic, ma cucuruții, să zic, cucuruții și pisusa mult la dumuță. Mi-am cunoscut dadea mea de apropa, la 1900 când se dau oară moartă, și mai înainte, avea un căruț în oț și un căruț au. Tu, frânti, ți avea ca un tatuaj. Și mie mi gândeam tot, ție aici. Și mi-a spunat tot. Ea fița una e venită din Grecia. Papsoie, tațoie avea, era un scurt din ziță. Și luptea tot cu ației ții și din indi s-a sfurat. A venit din Grecia. Și fuzit de coții de pușcărie. Ți-a vătămat cu un așa și fuzire că tot. Alea dau sură. Și se duce stabilizi în școală. Ți se spun tot la un mic, ți spunea, iată, sora e. Cum o furară și cum fuzi. Acolo, la școală, este un izur, cum ai văzut și tine, un izur de apă și sus era stabilizită, m-ați vedeți și un film, ține are protocută, un film vechi, sau faptul la 1975, albanezie, și se vede și scala stabilizită cu călivele până la 71-72. Și dada mea avea o soră și bărbatul, Bagenacu, papul meu, vătăma un, știi, să vătămare. Și el fuzi în Corfu, și de Corfu fuzi în zona Grecia, s-a ascuns. Și ai vine la țeta și lua fiata țanica, era una fiata nică, cum se zic, de 6 luni. Și ea a văzut sora bunicălea mea, stătea acolo, cum îi spunea ea, și vinerei ta s-l-o fiata s-l-o șei, că ta se vătămea și bărbatul e fuzit. Și papul meu avea sumarul de cal. L-o sumar și băgea a copilul să-l nică de sub, a feciorul să-l nică, acele fiată să-l nică. Și ne iau fiata și alantă sora alidade mea, a Bagenacu, așa, o scumpsi la un chiliv acolo, ei fuzire, așa, și papul meu o luă sorsa și cele mai ales anicu și o scosi tu graniță cu Greția și vine după dau stămâni un loră, știi? Asumță în novia graniță cu Greția, scumpsă și fuzire, și tatăl meu avea țar sor, și era în zona aproape de Selanic, Edesa. Propatie de asta. Și prima dată ți-am mers în Grecia la 1900 Nauțiun. Când se liberează cheamă, nesc cu dada mea, și așa află sora ei. Că nesc acolo, fiata țara țanică, s-a adus papul meu la poți. Și plăm sărășe și îi spuse tot istoria. Și ea, i-a v-a spus istoria, mama, te fiată cum era din Albania. Și acolo spunea, eu și faptul Albania în Grecia, în școală. În școală și
Eu își fac acum și ea, eu își fac acum. Și Manclo, din zona din Boga, se zice la probă de școală, și zona Ionii Zeam lui Manclo. Din Papo Mila, era ficior singur, avea patru sură, era, cum să zic, comercial, fița business cu Selanicu, business cu Bitola, Moldova, acum cunoscu și cu Balamacie și religa, el fița business cu sare, cu cafei și aduța de Bitola arme, contrabandă, de asta. Și acum se legă cu Balamaci, Spiro Balamaci, cu toți aici, Elenica Țai Mărie, și era ca coordonator, nu se zic, cu vechi, coordonatorul Țai vechi, ascuns de fisa strategie. Era naționalist mare. Și avea patru surări și patru surări lui Ios. Era, azi se înstabilizit nunt în Corcea, acolo. El era pușcărie în Grece, la Corfu, alenese la un CSB, Saiada, aproape din Grecia, aproape din Gumenița, și era, cum se zic, se fița comerț, s-a donat toți comerț cu caie, cu așa, și cu sare, cum l-o, fița businessul la sare, l-o cheli, l-o brânză, l-o caș, cum ziceam noi, l-o lemă, vândea măsalii, așa, vândea, era un business mare în afară. Acum, cum spun și prinția mea, acum, era un ficiornic de 14 de ani. Acum tu sacă țară, cum se zice, și giunghiră cu cățutile, omie, cu se fița business, și sacă gudiră cu pușca. Fuzi pușca acolo și se agudi un ficior de 14 de ani și muri. Papul meu avea pușca și agudi bez greco. Și-o vătăma, tu bine. Vine colofrarachia gracă de țar și-o lua și-o băgă pușcărie la corfos. Era 101 un an și 8 meș pușcărie la corfos, la mai mare. Acolo a luat turbeculos. A zis că ți ai așa. Bagianacul lui, avea și un bagianac, el basam, era trei sură, tătălela. Și bagianacul lui era, acel ciro era tu Italia, avea lot italiană, și italiană, el era tu bari. Și în viață a lăsat acasă. Italiană, el a stat jos, și l-a lăsat acasă, la cum stă el basam, chilive de paia, coții. În zonă, el fudeu la 1903 n-au pentru cu italiani, sfeța Academia la Bari. Academia. Și mi-am tot fotografiile lui acasă, când am stat în Bari cu Apelea Republică, cu papion, așa. Și aia bagea cu papul meu. Și am plăcut că ești pușcărie la Corf. El a ajuns din Italia, așa cum era, și nese în Corfu. Și când se fița jucătăria coții, era o jucătărie, mai ea nu avea copii. Cele mai înțați se fița jucătării. Și câți avea vădămat. El avea văzut o pușcărie în unchi, ea nu avea copii și nu avea inimă, ta să, așa, ființa. El nu gra, nici, și el avea dreptatea lui, fuzea cu dreptatea, că se vață un copil de 14 de ani și o lasă lanț fugă, cu cărțenie lanț cu caie și el o vădămea. Și zice, am scăpat un om, zice. Cum a scăpat un om? Te-ai vădămat un om. Ațel se vătămează, ațel mi-l vătămează ațel. Știi, zice, și-o ținură, zice, masara e și el, zice, masara copilul tău, zice, cum mi-a duțai la jucătrie, cum s-a duțai la minte, mine, ta smiloi, tine, ta sindețai, zice, cum ai sficior, zvătămă, ma să avea copil, să avea ficiorul tău, cum îți fițai tine, zice, babul meu. De acolo a scoase de nut și-ar venit la Xamil. La Xamil, acolo era vânătoarea țela în casele lor, ar fuzit în Corșa, stabilizit în Corșa Borova Erseca, Colonia. Acolo nu ar putut acolo tasă așa. Ar venit, avea terminat și școala Bajanacu și stabilizirea împreună. Și el l-a dus la doctor Polena, țideța, la Corșa.
și are moarte de tuberculos și are încorpat. Acolo erau încorpat și papa l-a mă la mace de zos, l-a țat biserică mai jos. Dar apoi când a țat biserică, dus s-a spars, i-a dus în ziană. Eu azi și este tu în zona a Fărșoroțului. El e tu zona a Fărșoroțului, eu sunt familia, cum se zice, familia, zău, sunt multe familii de Fărșoroț, cum se zice, Șola, aproape din o familie Șola, și sora lui, îi zice, sunt un grup aoții, că el aici lucra, tu te eta, aici sunt soția lui, sunt prietenia lui, balamaci, ora e tuți. Cu aici ar lucrate și ar face comerț și băgă acoțe. Dapoi vine, când vine comunismul, toți aici tu ți-a terminat școala, tu bari, băgena acolui, din cauza că acuza respiun italianii, asim, miști, în verhoge, problemele lor. Dapoi și doi, de la tatea mea, problemele politice cu cum avea ei tot sistemul în Berhoja, ni persecuta, ne-a dus să-mi dau ortul lui și ne-a internat, după vineam câte tot bana și eu ca om persecutat, nu am ajuns să luăm la universitate. Am luat sora mea, terminat cu un mesatare mai mult de azi, nu așa, și mă să vezi, și tot copii și ea, și un inteligent azi, este de 60 de ani, 65 de ani. Eu am terminat cu 98 liceu, asum să nu am terminat în examen la școală. În examen la școală, fratele meu, mulțumesc la Elbasan, Bogeanova lui, va fac familia mare, Bacali, țara din și unul consulia noastră de plasa, ți-i fuziră de Astumțăna și ne să-și doi și în Greție, ca studiați, apoi vine oțe pe pera. Și ei, Bărgenacul, papul meu, le-a văzut faptul că sătorită toată femeia cu țuțul oameni ți-a persecutați. Le lega, cum se zic, în țara cu ruștile diniți. Diniți, cum fac aici țiganii, ți-a mai fost mai rău din ești. Legam fiata, mă că fiata s-o dea la mine, știi? Așa de înseamnă, îți deam zborul și așa. Și el avea legat de toate curșile de tațul lui. Aici stă fiatul, eu mine pe aici și așa. Și azi locuiesc Saranda, locuiesc Șcala, am doi ficiori, doi cele mai. Fiata este medicul ăsta în București, e susit cu un ficior bun, este și el din Girocastra, tot a rămas. Ficiorul este futbolist, ar veni toți sportist, am liceu Mircea Leadă, ce-a găsit-o. Și a zis, mă mă vă să zic că vă zis, ta și lidză zis. Vă să zic, ta treabă vă. Dar nu e nevoie să te întrebe cineva că te-ai descurcat foarte bine. Ha? Zic, te-ai descurcat foarte bine. Nu știu, ia să vedă ce ai. Să vedă, ai o filmată, ți-ai tot, să vedă. Da, le punem dincolo, mergem la calculator. Da, oricum, uite, despre Iorga ar fi trebuit să zic. Da, mai mult. Zi. Noi, să știți că la Saranda e un casa Iorga. Tu zic că e casa Iorga. Mine s-a ocupat de casa Iorga de 1992, când casa Iorga, de când a lăsată italiană și la sistemul comunist, se sfeții un, cum se zic, case de sport. De sport. Cu documentația mine, acasă mea. Și cu oța ți-a rășată, ți-a scosă legile Ahmed Zogu, pe ziarul, știpnia, pe limba arbaneză, se cum ar dată casa Ahmed Zogu pe Nicolae Iorga. Nicolae Iorga era un personalitate mare și în România, în tot Balcan și tot Europa și tot lumea. Că el era un personalitate aravigheată Albania la conferința de pace. Are fapte multe cărți. Skanderbeg are fapte că eu sunt azi, știa România,
Deci, Nicolae Iurga avea, mama lui avea de aromană din Moscopul. Și eu am contribuția mea ca președinte a Fundației Iurga și cu toți oamenii mei. Bine, am ajuns până acolo și la 1990, cu totul cu ambasadorul Gheorghe Bicu, cu Filip Tădorescu și Manclo, ești interesat de Casa Iorga. Mă, voi știți cum sunt lucrurile doar Bilișii, doar Albania? Nu știu cum se interesește ministerul extern, cum lucrez, nu știu. Mi-am făcut demersul meu și cu primăria din Saranda. Și am ajuns la un loc, mă bun, se căftai, să bag bustul Nicolae Iorga și am luat aprobarea și arătută, nu că vreze cu mine scot să mă expozez mine ca personal, ca person, cu toți omii și la Institutul Cultural de Românințe, cu stimul moral, cu stimul organizația împreună cu noi și Bes și doamna Părșu și domnul Marian Cărciun, ce pentru mine sunt aromâni, mai mult de aromâni, că ei se ia masul lung cu noi relația, vă să spun, dar să scot ea lucrul de la Iorga, ca grespis pentru noi. Mine vede la Institutul Cultural, la relații internaționale ce fac și la, cum se zic, și la Ministerul de Externe și la ambasadă. Peste doi oameni fac cărți pe limba română, se interesează pe limba română și de un ziua, întâlnesc Marian Cărciun, se mine am legătură cu România. Aici nu se poate fără de tot. Și unul scot sine că chema români și ajută România. Și Bărciu și împreună cu noi și ei sunt interesați, chiar. Să știți că Nicolae Iorga, acolo director, era tațul Aladina Bărciu. Tața și ea se interesește și așa. Și am ajuns să am băgat bustul Iorga. Mult bun. Organizat cu primăria din Saranda. Și vreau să ajung ție Casa Iorga se facă un centru cultural. Timini, zic, ți-i simă și acum e Casa Iorga apropa de la un metropol, zic, că Saranda doar e faptul oraș metropolitan, că e în toți oameni, de toată lumea, de tot, America, Germania, toți turiștii, și mă să vedeți, este tu gura port, casă. Un muzeu nimic poți să facă. Aici sunt lucrurile ți le-are statul român, cu așa cu statul albanez. Că statul albanez, azi, de mine, nu știi cum lucrează statul român, cu nășcții legătura aia. Că nu tot azi are multă, cum se zăcu, mai să vezi cu relațiile internaționale, cu relațiile a lor, vezi că statul român ar face mult pe statul albanez. Ei știe, pareți. Și ei caft unul casă, ca un stimul, că nu ceva că pentru România și pentru comunitatea un caz. Că Saranda este epicentru, să știi, și România va să știe, Corcea și Saranda sunt dau punte ale României și a tuturor româniei din Balcan, a romanismului din Balcan, ți leagă. Corcea era ți fița tot legătura cu Saranda, cu portul de Saranda și în zi mergea și Italia și Corfu. Să știți, Iratea, la 1905, are trecută pe Saranda, are documente vechi. Și Nicolae Iorga să legea un oraș ca Vlora, aproape de mare, că ți-a sulă Saranda. El spunea că mine vreau Saranda și golă Saranda. Că Saranda, să știți, era prima consulată al domnului, al Diamant. Se vrea să lua legătura, dar să fița statul independent, statul Adel Pint, se înșa la Adriatic și Mare. E o strategie, ți statul român vă suavă. Mine zgres, de fapt, aici se ne strategie, mai aici se vede, este obiectiv, obiectiv și din zona geografică, și din zona Iusentuța România, că Pindu este aproape din Ianina. Și zona Iană, pe noi să ne liclare, să tuți aici și le e faptă de Riga Verera, e faptă de aromâi, mai bun și astea în Saranda. Acum iar comunitatea lor și acum e zona mai bună.
Și lucrurile se șemne, se vor strategii, te pușcuriază tu. Deci tu dau mii, mă, sibă, ta sibă, noi să avem cultura, tradițiile noastre. Noi nu avem ceva nici cu Greția, nu avem ceva nici cu Italia. Și zic acum, cum spunea și Iorga, avem faptul meu și mine mă ocup, am o strategie mea ca fundație Iorga, împreună cu Marian Cărciun, cu Bărciu, cu Alan Țomiții, mine mă ajută, o este, că mă să zic ceva pentru altceva, nu mă ajută, nu vreau. Tot îi sunt cu fondurile mele, fac busto pe Balamaci, mă încolo neg la Eminescu, mă încolo neg la Deșiguna, mă încolo neg la Porumbescu. Și aici este mine să mă ajută oamenii cu stimul moral. Nu vreau să mă ajută cu stimul material. Nu i-am zis vreoare, nici la român de predotinte să-mi dă vreo proiect. Nu vreau. Slițenă, să-l aduc undeva. Nu vreau de vă aici. Golă să-mi dă stimulul moral. Ambasadele, consule, toți să-mi dă stimulul moral. Nu-i de drept stimulul moral, să nu mă crătească. Mi-a las pe lucrul meu. Noi în Fășăroție, așa avem. A lăsați-ne să fițim romanismul nostru. Noi, Fășăroție, să știi băgazerea. Noi fuzim cu dreptatea pe spatele noastre, băgăm căruța din Indi, mă să știți de-apoi că ca e romanismul nostru, este lucru să noi înăm. Noi nu căftăm ceva ajutare de vă. Noi căftăm să fuzim din Indi și nu să ne cărtească vă. Să nu ne cărtească vă, să nu ne scoată așa, noi fuzim drept, așa cum știm noi să fuzim. Ma că zuma scădem. Noi, că ce spunem că zic fuzim dreptatea noastră? Că noi fuzim din Inti și romanismul nostru avem din Inti. Fuzim din Inti. Și ma că zuma scădem. Cădem noi, nu ca stin. Noi nu cărtea. Că noi să nu ai grijă. Noi fuzim din Inti. Și mine aici cu aici cauză Țirham, el cauză Tuzița Iorga, dapoi o Tuzița Balamaci, dar s-au Tuzița toți. Și aici este cazul nostru a Fășoroțului. Și noi fuzim cu dreptatea noastră. Că o scădem, e problema noastră, e problema noastră. Știți? Și de aceea, noi fim, fițem ceva lucruri bune, fițem și nu că fițem aici, că haide că fițem mai să deoarele. Mă se facă ceva și, cum zici mai înainte, căftam pe consulat. Consulatul vreau să căftam. Că consulatul, unul firic la Saranda și la Corsa, să-mi dau zonă țemilile căftate la 1990. N-au ți dau. La toate instanțele diplomatic din România. Ce vrei să facă? Ceva. În consul nu e fric. Cu caftă comunitatea, nu caftă vără. Și aici nu te vără situată ceva. Este situată și de informare. Este situată și turism. Este situată și a români. Este situată și culturală. Noi nu fițim, cum se zic, cu că România are ceva graniță cu Albania. Cum fac Grecia azi, zic, Epirul de Sud este la Grețu. Cum Epirul de Sud este la Grețu, frate, că acolo locuiesc 4 milioane de români și vorbesc limba română? Cum? Ca suma ca este. Ca o duce la minte. Că problema este să aducă toți. Ca o cunoaște Epirul. Ca Epirul de Sud, că este la Grețu, vor Epirul. Că cum este vor Epirul acum? Când acolo locuiesc 3 milioane, 4 milioane de români. Lasă lucrurile lor, ți zic, nu, România sunt Greț, nu mai știu, sunt problemele lor tot. Mă, nu, cum să mă bagă și pe mine, ți-a ăsta român, nu ești grec, ăsta român. Și aici sunt. Noi nu avem de acele idei. Ideea noastră este cum se vede. Cântați cărțile al Iorga și vedeți că ți-ți pentru romanismul. Zic altceva?